Acum. Este posibil ca patele meu să fie foarte masiv și foarte dur, da? Și chiar în această poziție se taie greu de aruncat, da? Deci, în această situație se simulează o a doua lovitură cu genunchiul din spate, dacă de față. Da? Vedeți? Singur se desecuparea atenție, pentru că și posibilitatea unei lovituri are este foarte mare. Da? Deci o să facem din nou foarte încet. Da? Da? Și... Deci lovitura, pe lovitură înaintez, da? Piciorul meu este cel care își face, care își face loc, da? Da? Deci uite, da? Da, să zic, m-a sărit, pentru că s-a ferit de lovitură. Da? Încă o dată, toată ultima așa, care nu are preferințe speciale pe o parte sau pe cealaltă, da? Dar dacă ne gândim foarte bine, da? O să vedem că forma ai hami este preferențială. De ce este preferențială? Deci, ai hami, ca toate tori ai hami. Da? Da? El vine în, la mână, da? Ca toate tori gheacu hami, ca toate tori gheacu hami, da? Da? Mă obligă să fac o întoarcere a mișcării, da? Dar diferențele sunt minore și nu sunt, mă rog, nu sunt importante. Nu trebuie să le luăm ca principiu. Deci, primul atac, ca tate sori, ai hami, da? Încerc, da? 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 Sau... blocat aici. Controlul potului, fixat. Controlul potului, fixat. Ca atate, tot e chiar cu anumit, poate că aici. Energia mea. Ca să pot folosi cât mai mult din energia mea, trebuie să folosesc cât mai mult din energia lui. Ca să pot folosi cât mai mult din energia lui, el trebuie să fie în așa fel condus, da? Și coordonat de mine, da? Și mișcat de chiul meu, încât să încedeze cât doresc eu din energia lui. Asta este important. Deci, dacă între mine și el legătura este slabă, este moale, eu nu am cum să-i transmit acest lucru, da? Da? Deci uitați aici, da? Aici mie vreau să se sunt noi, da? Există posibilități mari de mișcare și ale unui așa de altuia, da? Aici, dacă vreau să vin,
e poate poate vine și îmi dă și un pumn între ochi, da? Nici nu poți să-i... E dată între noi trebuie să fie clară, da? Uite, da? Aici! Da? Brațul întins, da? 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 Întins brațul, da? Trebuie să fie smuls. Sau chiar dacă nu smulg, da? Da? Mișcarea trebuie să fie, da? Uite! Controlat tot timpul, să nu poate face nicio mișcare, să-mi cedeze cât mai mult energia lui. Da? Deci va trebui să-l, da? Hai, acum am schimbat. Da? Deci este o diferență între această formă, da? 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 Între această formă, da? Ca să nu mai zic că se poate face și așa. Da? Sau se poate face așa, da? Da, deci... Cutaie să bagi. Cutaie să bagi. Da? Cu tehnică de încheietură, da? Vă rog, toate trei forme. Este o formă directă, da? 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 Stai să bag, da? Deci, totul depinde de ce, pe cine am în față. Da? N-am reușit. Cotegare și am schimbat de mine, da? Pentru că este foarte important acum de văzut că o priză greșită de cote gareșii este o priză ușoară de unde o saie sau de cote hinerii, da? Da? Sau de cote mavașii. E foarte important de văzut chestia asta. Da? Deci, asta, greșit, da? Păi. Control? Absolut. Da? Da? Încercați această exemplu. Hai. Test. Fără să mă asigur cu a doua mână. Pentru că acum îmi dă un cot în față. Nu, nu, cu cotul ăsta, da? Va termina. Da? Deci va trebui totdeauna să mă asigur cu a doua mână, da? Și de aici am zis că după aceea să fac cote hinerii, dacă doresc, da? Da? Sau cote mauași, da? Sau de osari, da? Nicio problemă. Ba. Ca date tori, ghiacu hanmi, da?
Cristofor. Da? Mâna lui vine automat, da? 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 Încă o dată mai fac, da? Încerc, da? Da? Asta este o formă. A doua formă. Da? Da? Încă o dată. Una, da? Catate, iotetori, da? Iodetori. Da? De pe loc, iodetori, da? Da? Tot timpul se controla copa, să văd, da? Monitori.
Este forțarea mâinii chestiului lui, da? În partea opusă, da? Asta îl slăbește în partea care se vorbește, da? Da? Unu, da? Eu cu menuci. Deci, bat cu prima, bătut cu sigur. Nu contează neapărat. Bun. De ce eu, da? Dar nu am putut de ferită. Și mă rețeta de să el are fi dacă să ajuta lui cu pecatană. S-a dat să fie cum multe. Șomen tuci. Eu cel puțin la atâtea dată mă ajută de bani. Eu descartă cum da? Dar mă ajut un pic și pe. Așa am încât să se și pe solul. Șomer, duci! Da? 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 Pe mâna aceasta. Mâne tori. Shomen Tsuki. Yoko Meruchi. Shomen Uchi. Dar pentru că nu s-a putut face așa. Ushiro Ryote Tori. Ușirul lui de toi. Continuă. Două. O altă formă. Da? Mă duc în partea asta. Da?
parte ça. Là. Vite. Là. Et c'est Kala. Kala Aïtamou. Là. Là. Allez, ça va. Dégagez la tête par le tchalot. Contraprocedeu eliminat. Nu uitați totdeauna că un contraprocedeu se bazează pe execuția proastă a unui procedeu. Pot aplica un contraprocedeu, un alt procedeu de Aikido, unui procedeu care mi se face în urma unui atac pe care îl execut, dacă procedeul care mi se face are slăbiciuni. Și eu sesizez repede aceste slăbiciuni, da? Și montez imediat contraprocedeul potrivit acestei stări de slăbiciuni. Deci, voi face un atac Shomensuki, el va face un Kotegaeshi, la care voi răspunde cu un Eliminari. Foarte încet, ca treaba să se facă, da? Deci. Unu. Da? Toată.
comnișoare. Nu se poate face chido. Mai din, mai făcând balet, da? Da? Pentru că mâna mea este ținută puternic, da? E un risc să rupă încheietura dacă nu descarcă această tensiune. Slăbiciuni pe procedei făcute prost, da? Nu foarte prost, dar făcute cu oarecare... Care defect să facă și același atac, și-o mai spus eu, da? Încerc ca să vedem ce se întâmplă, da? Da? Hai să da? Da? Până cu așa. Da? Se face de pământ, da? Uite. Da? Am intrat, da? Dar nu numai unde o să ai. Deci pot face o plază de lucru, da? O luăm, da? Da? Uite cum de poate. Ați văzut în mâine momentul, da? Momentul este că are un control cu o mână asupra mâinii mele,
O slăbește ca să continui cu a doua. Poți să unu, da? Păi. Foarte ușor. Foarte ușor. Chiar să facem foarte ușor ca să puteți vedea exact mișcările. Ce vedeți, ce înseamnă copiul hol, da? Copiul hol, ca inhibiții de respirare. Noi să-l vom folosi acest principiu la făcând un procedeu care numește copiul nag. Copiul nag e folosit principiul copiul a face respirație, a face actul respirator. A inspira, a expira, da? 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 Am făcut aceste mișcări pentru că ele se vor regăsi în procedeu. Dacă v-aș arăta din afară cum face Tony, nu mai zice Tony, eu sunt Tony. Ca toate Tony, hai Hami. Da? Iacu Hami. Iori Tony. Da? Eu de tot. Da? Mai încet, da? Deci. Hai să mai încercăm o altă. Ia-mi, dragi. Deci, ca toate riotetorii, da? Deci, 1! Da? Da?
Deci nu este doar o trecere, da? Nu este acest lucru, este altceva. Este altceva. Da? Este... Da? Chiar armit. Da? Deci... Și explozia chiului meu prin expirație, aceste două mișcări, aceste două părți componente ale procedeului, reprezintă actul respirator. Inspirația și expirația. Da? Deci nu pot să inspir și să expir. Nu se poate. Da? Deci inspir, expir, arunc, da? Expirația este o explozie. Efortul meu maxim este pe expirație. Asta se folosește în continuare. Și una din formele în care sunteți obișnuiți, da? Dar n-ați făcut-o ca atare, ca continuare, ci doar ca exercițiu de armonizare cu partenerul, este continuare din... Riotetorii, da? Deci... Unu! Da? Nu? Da? Da? Deci, inspir. Și cu asta se vine. Hai! Boxa! Să te înțelegi? Că nu tot. Trecem într-un mod special. Special față de celelalte antrenamente. Ziua de astăzi este un antrenament, este tot un antrenament de aikido, dar cu oarecare logic. În sensul că din câteva acțiuni ale noastre vom marca faptul că este exagerat. Deci programul acestui antrenament este următor. Prima parte a antrenamentului este un antrenament propriu zis mai scurt. Asta ca să nu răci. A doua parte a antrenamentului vor fi manifestări ale unor dintre noi, da? Care doresc să arate că se bucură de această zi, prezentând sau arătând ceea ce știu ei mai bine decât noi, da? Sau ceea ce li se pare lor că este important ca un dar pentru această sărbătoare.
treia a antrenamentului va fi un moment festiv, aș spune chiar un moment special, pentru că am plăcerea să anunț că am obținut recunoașterea aici. Două persoane, da? A doi instructori de la noi. Ocazie cu care astăzi ne mânăm aceste acte, aceste cunoaștere. Este un semn al faptului că Aikido-ul românesc este cunoscut și prețuit la adevărata sa valoare. Sigur, urmează în perioada următoare, pentru că între noi și aceste organizații există o convenție, urmează atribuirea acestor brevete, pentru că este vorba despre un brevet de profesor al Federației Franceze de Aikido Tradițional și altor instructori, deci altor aikidoka universitate vechi în Petani, da? Și care pentru Aikido românesc a făcut mai mult decât alții. Sigur că această atestare este în primul rând un semn de politețe a Aikido-ului francez. În al doilea rând este o atestare a valorii Aikido-ului românesc. Dar în al treilea rând și nu în cel din urmă trebuie spus că este o concluzie, un rezultat al acțiunii, da, de colaborare a Uniunii Românei de Aikido cu organizațiile de Aikido din străinătate. Adică să știm foarte bine că nimeni nu ne cunoaște dacă nu arătăm cine suntem. Cu acest moment festiv, da? Vă mai conține și, zicem, o premiere simbolică a câtorva aikidoka mai meritoși, pentru că, după părerea mea, toți sunteți meritoși pentru faptul că vă aflați aici. Nu plecați! În loc să vă aflați la film sau în altă. Vă stați comod când începem ca să nu vă... Azi e o sărbătoare, trebuie să chinuie nimeni. Al patrulea moment al acestui antrenament, ultimul și probabil că cel mai plăcut, este momentul în care ne vom felicita, în care vom elibera de regulile dojo-ului, da? Vom schimba impresii și ne vom ura unii altora mulți ani. Cu ajutorul vostru o să încercăm ca acest program să fie realizat fără să-l depășim, pentru că prezența noastră aici este limitată de niște ore. Cine dorește să facă fotografie este liber să o facă. Cine vrea să filmeze, poate să filmeze. Această zi este, nu este o fel de zi secretă. Este ziua în care noi ne bucurăm și toată lumea trebuie să poate și trebuie să vadă acest lucru.
altfel mai trebuie să facă repede, să mergem la Tulcea, la Brăila, la Cluj, la Tulcea, la Tulcea. Unde sunt de asemenea lucruri mai grave care s-a zis acolo și am nevoie de acesta este motivul pentru care am hotărât ca toți cei care au centură de aici, deși doresc să fie instructori în sensul că să facă această activitate. Deci suntem foarte mulți, foarte mulți solicitați în poziție. Să apăta gradul de instructori, de la centură de aici, de plus, și care, în activitate de instructori, pe la urmă, vedeți că pot instrui ca de că o fac eu lucru, pentru că instructorii la cetăra în Maroc, dar este mai important dezvoltarea cetării decât respectarea unor reguli care funcționează atunci când ai zis doar este deja bine. Bun. Deci aș vrea să facem această mișcare, prima mișcare, da? O centură, da? Mai ea trebuie dezechilibrată, pentru că, în mod normal, dacă îi pui putere, se poate ridica, da? Da? Ca să nu se întâmple acest lucru, îl dezechilibrezi. Uite, da? E obligat să pună mâna jos, da? Acum continui mișcarea. Și am pus și eu un genunchi jos lângă el, da? Al doilea braț, da? Și... Da? E blocat. Deci trebuie să fie blocat. Da? Trebuie să fie blocat, scoate brațul. Deci dacă i-aș bloca brațul așa, da? Da? Acum ar poate nici așa. Capă, da? Deci trebuie blocat cu brațul cu pietul ăla în jos, da? Te-a apăsat, da? Aici, da? Și acum continui blocat, da? Ca să mă ridic. Îmi pregătesc o lovitură, dacă e nevoie să lovesc în momentul în care se ridică, da? Nu e nevoie, în camaie. Dar tot timpul în camaie ești echilibrat. Da? Mai multe forme la Tuchi. Vă arăt și această formă. Da? Încă o dată. Dar tot timpul trebuie să-l dezechilibrezi. Dar și-o meluții. Da? Apare. Încă o dată. Da? Da? Așa mi-am ieșit din nou, da? Formă negativă. La eu cu o menuci. Da? Este foarte important la eu cu o menuci prinderea, nu se face de poane, ci de deget. Da? Ca și la diagoană. Da? Încă un minut, cu deocare. Hai, familie!
această familie. Da? Sau această formă. Tratate riotetorii. Riotetorii. Shomensuki. Shomenuki. Ryokomenuki. Ushio Retetori. Fiecare cât poate. Centrul de colorat este să mai încearcă să-și revină, da? Inspir, da? Inspir, și bun. Deci, într-o decolată pot încerca. Erați 5 anaghi, ca așa de deci, este momentul în care se pot face demonstrații sau alte lucruri, fiecare, dacă ca... Care este importanță?
bag puțin pe închid pielea. Da? O să...